Hristos umple totul. Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate lucrurile, ca să umple toate lucrurile. Efeseni 4:10. După ce și-a încheiat lucrarea pe pământ, Hristos s-a suit mai pe sus de toate lucrurile, ca să umple toate lucrurile, spune apostolul Pavel. Alte traduceri spun ca să umple întregul cosmos. Sunt teorii care încearcă să explice că spațiul cosmic este un imens gol, fără nimic în el. Alte teorii presupun că spațiul cosmic este umplut cu energie sau materie nedetectabilă, ori, în unele situații, cu radiații. Iar în situația în care nu se poate detecta nimic, se consideră că nu există nimic. Însă Scriptura ne spune că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, umple cu prezența sa toate lucrurile din univers. Asta înseamnă că El există în fiecare spațiu din universul creat. Universul nu are spații goale. El este umplut în întregime de prezența lui Dumnezeu. Din nefericire, oamenii s-au obișnuit doar cu imaginea Hristosului întrupat, umilit și în stare de rob, uitând că în prezent El exercită toate atributele de Dumnezeu. Măreția și puterea lui Hristos sunt de necuprins. Nu există nicio posibilitate ca vreo făptură să se poată ascunde de El și Hristos să nu-L vadă. Nu există nici cea mai mică șansă ca cineva să-i poată sta împotrivă și să aibă sorți de izbândă. El stăpânește peste toate lucrurile, fiind prezent pretutindeni. Însă, apogeul autoprezenței sale este atunci când umple ființele noastre. El este dornic să umple și ființa fiecăruia dintre noi. Creați pentru fericire și împlinire, oricare ar fi lucrurile cu care încercăm să rezolvăm aceste nevoi ancestrale, nu vom reuși decât atunci când vom înțelege și vom accepta ca Iisus Hristos să umple în întregime golul din noi, produs de prezența păcatului. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru că atunci când am crezut în Hristos, peste hăul întunecat din sufletele noastre, El a fost gata să așeze lumina sa binecuvântată, umplând cu propria prezență întreaga noastră ființă. Așa că, acolo unde a fost haos, întuneric, gol și ruină, domnește Cel care umple toate lucrurile.